Cred că fiecare dintre dumneavoastră și acasă vă pregătiți pentru marea sărbătoare. Țin minte, din copilărie era probabil cel mai mare eveniment din familie și din viața satului, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos în lumea noastră. Domnul s-a născut dintr-o fecioară pe care a ales-o Dumnezeu și spunea îngerul Gavril că s-a dus la această fecioară care era logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele ei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis, plecăciune ție căruia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Salutul acesta al îngerului se adresa unei femei sfinte. Aș vrea să vă spun de pe acum că doresc să continui un subiect pe care l-am început cu câteva săptămâni în urmă despre sfințenie. Știu că este astăzi un subiect foarte controversat, dar în același timp vreau să vă spun că Domnul spune în Evrei capitolul 12, versetul 14, să urmărim pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Observați ce condiție extraordinară este legată de viața sfântă pe care noi o ducem. Nu vom vedea pe Dumnezeu dacă nu trăim o viață sfântă. Vreau să vă spun că dacă Maria nu era o femeie sfântă, nu cred că o vizita arhanghelul, trimisul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie Efesenilor în capitolul 5, versetele 25-27, bărbaților, spunea el, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească. Domnul s-a dat pentru biserică pentru ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Acesta este destinul Bisericii lui Hristos, să ajungă înaintea mielului, înaintea mirelui, sfântă și fără prihană. Vreau să îmi încep predica mea cu o ilustrație, cu o poveste. Este nuntă foarte mare la catedrala istorică a orașului. Sute de musafiri îmbrăcați în haine de sărbătoare au urmărit uimiți alaiul de nuntă. După parada rudelor, a domnișorilor și domnișoarele de onoare, flower girls, la semnul preotului, asistența s-a ridicat în picioare. Ochii tuturor s-au întors spre ușa catedralei, decupând o siluetă grațioasă în rama marii porți, pe acordurile muzicii a intrat mireasa. Primii pași pe covorul înflorat au stârnit un val de zgomote ciudate. Uimire, șoc, ceva de necrezut se petrecea sub ochii mulțimii îngrozite. Rochia miresei era plină de noroi, valul bogat atârna nepotrivit, trena rochii era ruptă, în picioare avea doar un singur pantof, pe fața frumoasă se vedeau vânătăi. Muzica a încetat, uimirea s-a stins într-o tăcere funerală. Așa ar arăta mireasa lui Hristos dacă nunta mielului ar fi astăzi. Așa ar arăta nunta noastră. Poate de aceea Domnul încă nu vine. Ca să ne putem pregăti, să ne sfințim pentru venirea Lui. Vreau să încep să vă spun despre o moștenire teologică problematică pe care noi o avem ca și creștini evanghelici. În anul
354 s-a născut în Anglia un bărbat pe nume Pelagius. El a murit în 418, exilat în Palestina de biserica de atunci. Dar călugărul acesta, care a fost și un teolog, era un om care credea în voința liberă a omului, a călătorit la Roma și s-a îngrozit de lipsa de sfințenie a creștinilor din Roma, de comportamentul lor, de modul în care se îmbrăcau, cum vorbeau, de modul în care își duceau viața și făceau business în timpul acela. Și a început o serie de predici să condamne lipsa de sfințenie a bisericii din Roma. Doctrina lui, pe care n-aș vrea să o expun acum, pentru că el a fost declarat eretic, o serie de creștini de astăzi cred că el realmente a fost un eretic. Știți cum s-a întâmplat în vremea aceea? Când ajungeau cineva la putere, mai ales în lumea eclesiastică din timpul acela, își aduceau aminte de dușmanii care au avut anterior și îi afuriseau, le trimiteau o bulă papală, îl excludeau, îl trimiteau în exil și uneori chiar îl omorau pe ereticul respectiv. Istoria bisericii nu este prea frumoasă din acest punct de vedere, pentru că atunci când nu ți-a convenit de cineva, l-ai declarat eretic și l-ai sacrificat pe omul acela. Dar și pentru păcatele astea, cred că biserica are încă nevoie de pocăință și de timp să-și curățe aceste mizerii. Indiferent însă care a fost doctrina acestui om, el spunea că totuși oamenii pot să trăiască în sfințenie. El credea că oamenii pot să trăiască o viață sfântă. Asta l-a supărat foarte tare pe Augustin de Hippo. Ciudat, biserica îi spune Sfântul Augustin, tocmai pentru că ăsta nu credea în sfințenie. Doctrina lui Augustin era că nu poți să trăiești o viață sfântă, pentru că el zicea așa, pentru că ne naștem total depravați, ne naștem complet căzuți din har. Omul este atât fizic și cât moral căzut definitiv din ochii lui Dumnezeu. Voința nu este liberă și el este forțat să păcătuiască de natura sa coruptă în care el s-a născut. Apoi, trupul nostru, zicea Augustin, este păcătos, născut cu poftele sexului și Adam nu le-a avut astea la creație. Aceste pofte involuntare sunt însăși ele păcat. Păcatul este moștenit de noi prin naștere, ne naștem predispuși spre aceste păcate. Copiii sunt răi și merită iadul, cu excepția celor care au fost botezați. Omul nu poate trăi în sfințenie, spune Augustin. Vă dați seama ce bază teologică serioasă au primit creștinii din Roma care trăiau la întâmplare și cum le trecea lor prin cap. A venit un teolog care le-a spus, băieți, e normal să fie așa, că oricum nu putem să trăim sfinți, nu putem să trăim sfințenie. Nenorocirea este că mai târziu a venit Luther, care a fost călugăr augustinian, care a moștenit de la August, de la Augustin exact filozofia aceasta. Bineînțeles, a transmis-o mai departe lui Calvin și știți bine ce se întâmplă lumea de astăzi cu calvinismul, care nu crede că noi putem trăi o viață sfântă. Între 1792 și 1875, 1792 și 1875, un avocat presbiterian care a fost liderul celei mai mari treziri din America, Charles Finney, el a căutat o cale de mijloc în conflictul dintre Pelagius și Augustin. Pe scurt, doctrina lui Finney sună cam așa. Spun câteva din astea pentru că ele se reflectă și în gândirea noastră și în teologia pe care noi o avem. Toți oamenii se nasc fizic căzuți, dar neutri moral, spunea el. Moștenim la naștere un trup depravat, este adevărat, dar morala și caracterul sunt dezvoltate de alegerile morale ale omului. Voința noastră este liberă și poate să aleagă atât rău cât și binele. Putem trăi în păcat sau putem trăi în sfințenie.
Adam a fost creat cu pofte naturale care pot să fie satisfăcute legal sau ilegal. Moștenim poftele păcătoase, păcatul este atunci când ne satisfacem ilegal aceste pofte păcătoase și în mod egoist. Copiii se nasc moral inocenți, dar fizic au inclinații spre gratificațiile păcătoase, spunea Finney. Vreau să vă spun că gândirea aceasta lui Finney a stat la baza mișcării sfințeniei din America, de unde s-a născut și mișcarea noastră pentecostală. Știu că teologia este obositoare și plictisitoare pentru cei mai mulți dintre noi. Până aici, teologie și am terminat cu ea. Vreau să vă spun însă niște lucruri care țin de noi, de biserica de astăzi, acum. Și aici aș vrea să vă puneți centurile, că nu garantez că unele din afirmațiile mele nu o să supere pe cineva. Dar aș vrea să ne deschidem mintea în această seară și să înțelegem aceste adevăruri. Biserica de astăzi a îmbrățișat corectitudinea politică și a abandonat corectitudinea biblică. Trăim astăzi într-o lume în care suntem influențați de societatea în care noi trăim, de politica societății în care noi trăim. Și credem că corectitudinea politică este mai importantă decât corectitudinea biblică. Să fie foarte clar, indiferent cât de mare și important este personalitatea aceea politică ce ne conduce, trebuie să știm că deasupra tuturor este Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu care primează. Trebuie să fim corecți, nu politic, ci biblic. Și trebuie să alegem întotdeauna Sfânta Scriptură înainte de tot ce se propagă în lumea aceasta în care noi trăim. Numărul 2. Biserica a acceptat legile țării și de cele mai multe ori a respins legile lui Dumnezeu. Iată că trăim într-o societate care permite, de exemplu, divorțul, care permite avortul, care este în regulă cu concubinajul, cu traiul împreună înainte de căsătorie. Tot mai mulți creștini acceptă normele societății și resping normele lui Dumnezeu. Aici fac o paranteză și vreau să vă spun că la Oradea am cunoscut foarte bine un doctor de la Spitalul Matern. De fapt, toți trei copiii mei au fost născuți cu doctorul ăsta. Se cunoștea bine cu socrul meu. Socrul meu a fost păstorul bisericii din Oradea 42 de ani. Într-o zi l-a luat deoparte pe socrul meu și i-a spus ceva care m-a zguduit până în adâncul sufletului meu. I-a spus: domnule pastor, spune muierilor de la biserica voastră care vin să facă avort să-și lase baticul acasă. Veneau îmbrăcate în uniforma pentecostală, dar mergeau să-și omoare copiii la doctorul ăsta. Este absolut îngrozitor cum normele societății pătrund și le cred mai importante decât normele lui Dumnezeu. Trăim astăzi vremuri în care biserica tace și nu ia nicio atitudine față de corupția forțată impusă copiilor noștri în școli. Biserica americană a tăcut din gură când au scos Biblia și rugăciunea afară din școală. Și am acceptat-o că a venit din sus, de la guvern, și au hotărât-o cineva de sus. Biserica tace când copiii sunt educați sexual din primele clase ale școlii. Biserica tace când copiii sunt încurajați să accepte homosexualismul. Biserica tace când în toaletele fetelor noastre au acces bărbați travestiți care se declară femei. Biserica tace când copiii sunt expuși islamului și altor religii păgâne. Biserica nu face nimic împotriva pornografiei care invadează noua generație. Le cumpărăm telefoane sofisticate și lăsăm să doarmă cu ele în dormitorul lor. Și asta suntem noi, părinții acestor copii. Tăcem din gură și nu s-a întâmplat nimic. Numărul 4. Biserica a cedat presiunilor propagandei homosexuale. Biserica de astăzi a acceptat redefinirea căsătoriei. Sunt multe denominații care căsătoresc pe Ion cu Gheorghe și cine știe pe Marie cu Saveta.
Nu e niciun fel de problemă astăzi. Biserica a acceptat să căsătorească cupluri homosexuale, dar și să ordineze pe homosexuali ca și păstori și lucrători în biserică. Nu mai zice nimic când creștinilor le se iau copiii și sunt dați homosexualelor. Știți bine ce se întâmplă în Europa. Acum este cazul familiei Furdui. Am fost bucuros să știu că aproape 10.000 de români s-au adunat în Germania și au protestat față de ce s-a întâmplat cu familia aceasta căruia i s-a luat copiii. Știți unde sunt dați acești copii? Unor cupluri de homosexuali. Biserica a îmbrățișat apoi multiculturalismul, globalismul, pluralismul, comunismul și alte isme de genul acesta. În numele toleranței și acceptării diversității, am acceptat sincretismul religios. În numele păcii și a coexistenței, în multe biserici creștine, chiar evanghelice, se predică crislam, un amestec între creștinism și islam. Biserica tace la islamizarea forțată a copiilor ei. Nu-i voie să sărbătorești Crăciunul în școlile americane, dar dacă e vorba de islam, dacă e vorba de mers la o moschee, dacă e vorba să studiezi ceva despre cei cinci stâlpi ai islamului, nu e niciun fel de problemă astăzi. Biserica tace la un val uriaș de creștini care sunt uciși în lumea musulmană. Astăzi mor mai mulți creștini ca martiri decât oricând în istorie și tăcem din gură. Numărul 6, biserica a renunțat la standardele ei de sfințenie, acceptând pe cele ale societății. Biserica de astăzi nu mai condamnă sexul înainte de căsătorie sau în afara ei. Nu mai are nimic de spus la indecența modei promovate de Hollywood. Nu mai spune nimic împotriva violenței și a pornografiei din mass media. Nu ne mai oripilează filmele la care ne uităm. Biserica a îmbrățișat o nouă formă de nicolaism astăzi, securitatea eternă. Nu ne mai putem pierde mântuirea. Odată ce ești mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Nu mai contează cum trăiești. Ba unii dintre cei care promovează asemenea erezii teribile și cumplite spun că la răpire o să de creștini triști, necăjiți, că o să-i ia Domnul din brațele prostituatelor sau din cine știe ce beții, o să-i găsească și o să-i răpească. Cine crede prostia asta, crede o mare erezie și o mare tâmpenie. Ok? Dar haideți să ne uităm puțin la noi. Ce se întâmplă cu sfințenia bisericii și greșelile noastre? Unde am greșit și unde greșim? În primul rând, ne-am concentrat greșit asupra expresiei exterioare a sfințeniei, ignorând interiorul. Am predicat cum să arătăm ca sfinții și de aceea ne-am concentrat pe haine, ne-am concentrat pe aspect. Și nu prea ne-a interesat ce se întâmplă în sufletul omului. Dacă sora a venit îmbrăcată cum trebuie, nu ne-a interesat ce se întâmplă în viața ei. Și mai ales am concentrat, și o să vedem imediat, interesul pe sfințenia femeilor și nu a bărbaților. Biserica a devenit interesată de sfințenia femeilor și nu a bărbaților. Ascultați-mă, indiferent ce veți face cu firea pământească, ea va găsi formele ei de a-și arăta chipul, de a-și arăta fața ei hidoasă, nu? Eu cunosc biserici și n-ar vrea să supăr pe nimeni, Doamne ferește, că nu am mulți ani de trăit în lumea asta. Dar firea pământească găsește modalități de a se exprima, nu? În biserici din acelea în care toate surorile sunt învelite în față cu trei noduri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ok? Poartă poșete din alea de 4-5 mii de dolari. Ok? Purtăm haine scumpe, ceasuri extrem de scumpe, accesorii, surorile noastre, ale învelite, să duci și își bagă silicoane pe unde trebuie și unde nu trebuie. Ok?
Mândria își arată colții, nu? Să nu mai vorbesc că pe mine așa mă supără treaba asta când îmi spune cineva ce sfânt și ce minunat e câte un frate. Și am spus, domnule, și eu aș vrea să-mi duc sfințenia sau lipsa mea de sfințenie într-o mașină ca a lui de $200.000, ok? Aș vrea și eu să-mi aduc. Dar el este foarte smerit în mașina aia. Sigur că da. Ascultați-mă bine. Ne concentrăm asupra unor forme exterioare, negând și neglijând sfințenia noastră interioară. Cu alte cuvinte, dacă am luat o prostituată de pe stradă și am îmbrăcat o călugăriță, credeți că asta devine călugăriță? No way! Să ducem costumul ăla la făcut trotuarul. Nu îmbrăcând oameni într-un anumit fel, ei se schimbă. Când oamenii se schimbă, ei schimbă și modul de a se îmbrăca. Spuneam că am ignorat sfințenia bărbaților concentrându-ne pe cea a femeii. Și aproape toate scandalurile din bisericile noastre au pornit de la baticuri, fuste scurte, eu știu, bijuterii, unghii, farduri și cine știe ce alte minuni. Okay? Am auzit predici întregi numai despre chestia asta. Biserica nu este casă de modă, ok? Treaba cum se îmbracă femeile n-ar trebui să fie business-ul bisericii, ar trebui să fie business-ul soților lor, ok? Trebuie să fie business-ul bărbaților lor. Okay? Indiferent, Alin, eu am învățat de mult treaba asta. Pastorul bisericii nu este bărbatul tuturor femeilor din biserică, ok? Amen. Avem una așa prea mult câteodată. Ok? Apoi, am restrâns sfințenia la localul bisericii, ok? Asta e nenorocirea. Până și sfințenia asta în îmbrăcăminte, în forme exterioare, am redus-o la localul bisericii. Aici trebuie să arătăm pocăiți toți, ok? Am fost cu soția la un Home Depot și nu ne-am dus la ăla la care mergem noi de obicei. Nu știu de ce ne-a apucat să ne ducem la un altul. Când m-am ajuns în parcare, am oprit mașina lângă cineva, lângă o pereche care s-a dat jos din mașină. Și vai ce ne cunoșteau! Oh, pace, frate Petrică, sora Rodica! Ne știau perfect. Acum, noi nu-i mai recunoșteam, pentru că erau niște pantaloni atât de scurți și niște haine atât de aproximative că ne părea rău și că sunt români, dar să mai spune că sunt și pocăiți, nu? Nu erau de la biserica noastră, să nu mă întrebați că nu erau de la biserica noastră. Dar este îngrozitor să întâlnești pe cineva pe stradă să nu te poți uita la persoana aceea, nu? Trebuie să te uiți la stele, să te uiți la nu știu pe unde, că nu te poți uita cât de decoltată, de transparentă și de aproximative sunt hainele în afara serviciilor de la biserică, nu? Eu cred că trebuie să fim sfinți și la biserică și în afara bisericii, să avem același standard de sfințenie, nu-i așa? Ne-am fixat standarde apoi pe care nu le-am respectat, nici măcar noi care le-am fixat, nu le-am respectat. Totul a fost ok până când a fost vorba de băieții mei, când a fost vorba de fetele mele, când a fost vorba de rudele noastre, de ăia care ne votează, de ăia care ne aleg. Imediat ne-am făcut că nu s-a întâmplat nimica. Și teribile sunt zilele acelea. Ascultați-mă bine. Veneam la acest anvon, era un pic mai departe acolo și așa pe la 10:30, când știa bine băieții mei că au început serviciu, veneau pe mijlocul bisericii pe aici așa, lățoși, cu hainele alea de două persoane, cu nădragii aia, știți bine, groaznic, cum arătau, nu? Și veneau zâmbitori, spre aplauzele tuturor prietenilor mei din biserică, nu? Care ziceau, nu uite, pruncii popii, nu? Îmi venea să intru în pământ.
Dar era o problemă foarte serioasă, pentru că băieții ăștia lățoși și netunși și cu haine de două persoane, așa, pe din interior erau mai pocăiți că aia care îi huiduiau și vorbeau mai urât când intrau în biserică. Erau mai pocăiți și erau mai cuminți, mai respectoși față de oameni. Okay? Dar erau omei. Ne concentrăm spre standarde pe care nu le mai putem respecta. Apoi am cerut sfințenie unor oameni nenăscuți din nou și asta a fost problema numărul unu. În loc să ne ocupăm să se pocăiască fratele sau sora, să se întoarcă la Domnul, să-l ajutăm să iasă din copilăria spirituală, i-am spus, te îmbraci așa, vorbești așa, vii acolo, stai acolo și așa mai departe. Ar trebui să ne ocupăm de interiorul oamenilor, pentru că atunci când când inima este schimbată, se schimbă și modul în care ne îmbrăcăm și ne purtăm. Vreau să închei cu o listă de consecințe ale lipsei de sfințenie a bisericii de astăzi. Să fie ca un fel de concluzie. Numărul 1, dispare diferența dintre biserică și lume. Standardele morale devin la fel. Biserica Evanghelică Americană are cam tot atâtea divorțuri cât au și ateii din America. Okay? Numărul de avorturi e tot la fel și biserică și în afara bisericii. Deci nivelul moralității dispare. Este un fel de uniformizare a lumii în care noi trăim. Dispare diferența dintre biserică și lume. Lumea devine tot mai bisericoasă și biserica tot mai lumească. Numărul 2, și lucrul ăsta este cel mai îngrozitor, Duhul Sfânt și darurile Lui dispar din biserică. Unde lemnul stă într-un vas sfânt, el nu stă în vas care nu este sfânt. Duhul este sfânt și vrea să stea într-un vas sfânt, într-un templu sfânt. Când templul meu nu mai este sfânt, Duhul Sfânt pleacă. Ascultați-mă bine, Duhul Sfânt este porumbelul acela care nu-l putem ține în cușca noastră de doctrine și de obiceiuri. Okay? Nu stăm cușca noastră. Suntem pocăiți de duminică și ne facem de cap toată săptămâna. Eu țin minte foarte mult o frază unuia care spunea, mă, frate, știi ceva? Business-ul este business, biserica este biserică. Nu e adevărat. Dacă ești sfânt, ești sfânt și la business, cum ești sfânt și la biserică. Și atunci facem business cu tine. Dacă nu, atunci o să ne înșeli. O să ne tragi pe sfoară. Nu o să trăim în lucrarea și tot o să te așteptăm ani de zile să vii să o termin. 3. Am devenit cesaționiști prin practică. Ne lipsesc darurile din cauza nesfințeniei. Foarte ciudat am ajuns, nu? Iată că vorbim despre darurile Duhului Sfânt, dar le purtăm ca și cei care nu le au. Devenim cesaționiști de practică, nu de teorie. Apoi biserica își pierde mărturia în societate. Oamenii nu mai primesc Evanghelia de la o biserică care nu este sfântă. Ascultați-mă, lumea vrea biserica sfântă, lumea vrea sfinți sfinți. Să știi că atunci când se supără colegii aia pe tine și spune pocăiții nu fac asta, pocăiții nu vorbesc așa, ea spune sfinții trebuie să fie sfinți, pocăiții trebuie să fie pocăiți peste tot și la servici și peste tot în această lume. Biserica și-a pierdut mărturia în societate și apoi biserica și-a pierdut autoritatea morală în societate. Nu ne mai putem ridica să spunem pe nume ceea ce se întâmplă, nu-i așa? Pe vremea lui Clinton știți bine ce rușine formidabile a adus Americii acest președinte, nu? Care a dus curvia la Casa Albă și care a încercat să-și o explice într-un mod absolut deplorabil. Știți că aproape niciun creștin din America nu s-a ridicat să condamne păcatele astea pentru că le aveam între noi.
vuiau televiziunile de curvarii evanghelici, nu? Țineți minte bine scandalurile acelea, începând cu Jimmy Swaggart, începând cu, eu știu, Baker, Jim Baker, alt Jim. Țineți minte chestiile astea, nu? Și asta s-a întâmplat în văzul întregii lumi. O asemenea biserică nu mai poate fi un standard moral pentru societatea în care noi trăim. Tânăra generație părăsește biserica părinților atrasă de libertatea calvinistă. Ne place nouă sau nu ne place, dar asta este una dintre realitățile, mai ales a comunităților noastre românești. Nu mai poți să-ți pierzi mântuirea, suntem liberi, putem face ce vrem, nu? Și ultimul lucru care vreau să-l menționez, și ăsta este absolut dureros, crește numărul fariseilor și a oamenilor falși, a oamenilor religioși numai în bisericile noastre, care numai în biserică sunt sfinți și apoi să nu îi întâlnești luni, marți, miercuri, pentru că e dezastru. Vreau să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și vă îndemn în numele Domnului. Vin aceste sărbători, care sunt sărbători sfinte, ok? Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să aducă sfințenie în biserica Lui. Să ne deschidem mintea, să trăim frumos în aceste zile, să expunem Evanghelia nu numai prin cuvintele noastre, dar prin modul nostru de a trăi și a ne purta în societatea în care noi trăim. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm, Doamne, sfințește-ne prin cuvântul Tău. Lasă-L pe Duhul Tău cel Sfânt să vină peste biserica Ta. Sfințește-ți poporul Tău, Doamne.